Teodor Mărieș este președintele Asociației 21 decembrie 1989. Domnule Mărieș, bună ziua! Mai aveți vreo așteptare de la acest dosar ajuns în instanță, iată, la 30 de ani după decembrie 89? Sigur, dar de obicei trebuie să fiu foarte sincer. Da, am așteptări, întotdeauna am avut, și atunci când el a fost închis, și atunci când urma să prescrie crimele, și atunci când a fost din nou închis și l-am redeschis în 2004, și atunci când am mers la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și, practic, datorită deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, în dosarul Asociația 21 decembrie versus România, acest dosar a fost redeschis și, culmea, reînchis de către domnul Coșdeanu, actualul șef al secției parchetelor militare, care atunci era șeful secției penale. Azi văd că l-a trimis în instanță, este un pas înainte. N-am să fac multe comentarii pentru că am decis împreună cu colegii mei ca în 48 de ore să facem o conferință de presă și să ne spunem părerea, dar doar după ce vom observa și noi comunicatul și datele tehnice pe care domnul procuror general Lazar le-a promis că le va trimite, le va remite presei, nu știu dacă au fost trimise deja sau nu, de la secția parchetelor militare. 2. Este vorba de dosarul 13-15 iunie, a cărui final, pe cameră preliminară, să fiu bineînțeles, pe cameră preliminară, după aproape 2 ani de zile, când el trebuia să stea acolo doar 60 de zile, va avea soluție miercuri la ora 8:30 la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și atunci, ca să nu amestecăm lucrurile și să le și să nu punem nici vreo presiune, cumva, Doamne ferește, pe judecătorul de la cameră preliminară de la Înalta Curte, făcând unele declarații, ne rezervăm acest drept de a vorbi peste 48 de ore, adică undeva miercuri la amiază vom organiza o conferință de presă și ne vom exprima vis-a-vis de decizia de azi a procurorilor militari și de cea pe care o va da judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte. Orice ar fi însă, domnule Mărieș, e totuși vorba de un pas înainte, spuneți asta, absolut, chiar dacă l-auzeați pe Gelu Voican Voiculescu mai devreme, spunând că e absolut fals să-ți închipui că în acest moment se va face lumină cu adevărat în sfârșit în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89. Soluția ca să facă dreptate este că acest rechizitor care pleacă astăzi spre instanță, așa cum spune domnul procuror general, să fie bine făcut, să fie procedural făcut. Și atunci asigur că lucrurile pot să se lămurească. Probe existau încă din 2007 și voi face o precizare pentru un lucru care s-a afirmat la dumneavoastră în urmă cu o oră. Generalul Dan Voinea nu a predat dosarul. Generalului Dan Voinea i s-a luat dosarul prin decizia Curții Constituționale din 2007, care spune că dosarele în care sunt implicați militari și civili vor fi lucrate de către secțiile civile. Deci lui i s-a luat dosarul, deși era într-o fază foarte avansată. Că după 7 ani s-a revenit și Curtea Constituțională spune și încalcă propria decizie și s-au dat din nou secției parchetelor militare, nu este problema noastră, doar că ne-au încurcat vreo 7 ani cu Vasa și în alta curte constituțională. Dar la câți ne-au încurcat în 30 de ani și totuși dosarul este în viață, presupun că nu mai contează nici ceea ce a hotărât Curtea Constituțională. Acum, a plecat în instanță și, repet, nu vreau să mă pronunț până nu văd datele tehnice, pentru că nu pot să cred. Așa cum s-a afirmat în ultima oră, vorbind cu mai mulți jurnaliști, că de fapt ar fi doar 3 persoane trimise în judecată în acest dosar. Este inadmisibil ca să trimiți 3 persoane când avem peste 1200 de morți, câteva mii de răniți și mutilați. Este imposibil să găsim doar 3 persoane vinovate. Și atunci haideți să așteptăm datele tehnice de la parchetul militar și ne vom pronunța, pentru că cred că cunoaște mai bine dosarul decât orice procuror din România. Vă mulțumesc pentru precizări. Găsiți mai multe despre decizia anunțată astăzi de procurorul general și pe pagina noastră de internet la digi24.ro.